Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu etalarea, o altă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Scorpion. O altă etalare pentru că mai aveți una la alegere în formă de cruce celtică, mai aveți una pentru sfârșitul de august-septembrie în care vorbesc pe scurt despre voi în cuplu, singur și în relații cu toate zodiile. Aceasta să vedem ce mesaje vă aduce. Ați primit deja cărțile de la îngeri. Și ați primit, aveți răbdare. Interesant este că această carte este reprezentată de numărul 17, care se reduce la 8, la casa a 8-a a Scorpionului. În general, scorpionii au răbdare, știm asta. Și cei care într-adevăr manifestă această răbdare reușesc să se ridice, să se ridice deasupra unei lumi întunecoase, să se ridice cu răbdare până la o înțelegere profundă a lucrurilor, până la lumină, până la spiritualitate, până la o lume specială. Acum că acest 8 ține de o viață sexuală, de o viață intimă, de căsătorie, că e casa căsătorie pentru mine, de bani, de taxe, de achiziții, de moșteniri, iar variază de la scorpion la scorpion. Oricum, depinde ce aspecte aveți, aveți răbdare că va fi bine și pentru voi într-una din privințele pe care le-am adus aminte. Acum, în continuare, pe lângă aveți răbdare, fiți sau până se manifestă ceea ce vreți voi să manifestați și care necesită răbdare, o situație, un lucru, o relație, fiți în prezent și visați la viitor. Visați că veți fi în această postură de lotus, deschis către darurile divine, da? De nouă ființă, pură, transformată, da? Și chiar dacă nu e vorba de asta, chiar dacă vi se pare o metaforă, visați că veți avea terenul respectiv, că veți avea proprietatea respectivă, vorbind de bani, că veți avea bani, moștenirea respectivă, căsătoria, copilul. Interesant, poate unii așteptați un copil sau visați că veți avea un copil cândva cu cineva. Fiți în prezent. Vedeți-vă de treburile voastre și visați la viitor, din când în când, nu? Toată ziua. Interesant că aveți numărul 44 și 8, da? Chiar dacă acest 8 necesită transformare, da? Și transformarea e un proces care durează, păstrați-vă echilibru, că asta înseamnă 4. Înseamnă echilibru, stabilitate. Stabilitatea voastră, iau-te, că apar și piramide, da? Ca să puteți crește, interesant ce mesaj primesc, ca să puteți crește, ca să puteți atingeți lumina, trebuie să rămâne, să vă păstrați, să vă creați o stabilitate. Interesant. În continuare, ce mai aveți? Vorbiți limbajul dragostei, fiți autentici cu cei măcar, da, fiți autentici. Măcar cu cei pe care iubiți, măcar cu cei cu care puteți împărtăși valori asemănătoare, emoții asemănătoare, emoții profunde, eventual și anumite lucruri pe care le creați, cu cine puteți împărtăși cea mai frumoasă latură a voastră. Din cealaltă serie de cărți care îmi place mie foarte mult, ați primit Frumusețea, Beauty, o superbă carte, da? După cum vede, superbă. 58 înseamnă tot 4, da? 13. Și iar revenim la 4. Revenim la 4. Poate că pentru unii frumusețea, arta este volatilă, un cuvânt care e la modă, da? Și totuși, această carte atrage atenția că există un aspect în viața noastră care ne poate oferi și stabilitate și frumusețe. A, pentru că se reduce la 4, probabil, așa simt, pentru unii, această frumusețe ține de casa voastră, că e casa a patra, de familie, mai ales dacă e vorba de un teren, de un loc, de obiecte în casa voastră, obiecte frumoase care vă oferă nu doar stabilitate, dar vă oferă și o vindecare emoțională. E o frumusețe care hrănește și spiritual, pentru că văd mult albastru, dar vă și inspiră
creativ, sexual, da, e roșu, e portocaliu. Poate unii dintre voi, asta pentru că se vede și eu și pe cineva cu, adică se vede, văd eu, pe cineva cu marcaj în semnul taurului, aveți frumusețe, posibil aveți Venus. Ah, Venus. Venus în curând intră în casa leului, pe 6, dacă nu greșesc. Am vrut eu, eram curioasă să văd când îmi intră pe prima casă. Da? Dacă intră Venus în casa leului, se face o quadratură cu planetele voastre din Scorpion. Și atunci va fi o discuție legată de valori, că asta înseamnă frumusețe, înseamnă Venus. Venus înseamnă valori, frumusețe, bani, da? Frumusețea trebuie întreținută, deci este nevoie de bani. Veți avea niște discuții legate de aspecte venusiene. Însă, trecând peste acest aspect, evident, mai aveți și alte câteva mesaje. Visați un pic. 51, 5 cu 1, 6, 51, 58, poate, 58, 57, interesant, e o evoluție. La 57 aveți îndrăgostiții și iar 50, 50 ăsta, și 59, interesantă trecerea. 57, 58, 59. Există o evoluție în viața voastră în această perioadă. Sunteți undeva într-o situație foarte confuză, foarte încețoșată, de cloc, da? Că sunteți voi cheia cineva care nu vă înțelege, că sunteți voi care nu vă înțelege sau nu înțelege soarele din zare, voi unii poate obișnuiți să stați mai în umbră, rămâne de văzut cu cine rezonează, pentru că e etalare colectivă, evident. Este o situație de penumbră, să zicem. Și voi trebuie să alegeți, pentru că îndrăgostiți întotdeauna, cel puțin în tarot, reprezintă și un moment important, o decizie importantă pe care trebuie să o luați. Trebuie să alegeți între a manifesta această umbră în continuare sau a visa, ce frumos dream, da? Uite ce frumoasă chestiune, da? A visa la un viitor. Pentru că, da, trebuie să ară, ia uite, și chiar seamănă, trebuie să ai răbdare. Seamănă. Răbdarea asta uneori ne încețoșează, ne grizează, da? Dacă suntem puși în situația în care trebuie să avem prea multă răbdare, parcă ne pierdem culorile. Și ca să nu vă pierdeți culorile, ca să nu vă pierdeți optimismul, frumusețea, alegeți, dragii mei, să iubiți, alegeți să iubiți, să vă iubiți pe voi și mai presus de toate să visați un pic. Că aveți această posibilitate, aveți această șansă, e 51 casa 6 a Fecioarei, să visați cum ar fi viața voastră de zi cu zi, într-un alt mediu, nu acesta sumbru, nu acesta gri, da? Nu acesta, nu acesta, ci cel de deasupra apei. Cel în care aveți frumusețe în jur, cel în care aveți lumină în jur, da? Cel în care există mișcare. Evoluție, uite și aici. Nu stagnare. Interesant. Visați un pic. Visați un pic, cred că mai fost și pe la balanță și dacă nu mă înșel și la leu. Parcă. Nu mai știu, sigur. Însă, în continuare mai aveți alte mesaje care au vrut, adiționale, care au vrut să se arate. Există o trezire senzuală care se întâmplă în voi, eventual în partenerul vostru, că există un parteneriat. O trezire foarte subtilă, soft, foarte subtilă. Și în acest moment de trezire a senzațiilor cu această frumusețe în jur, probabil un personaj frumos, un personaj care vă inspiră la visare. Vi se trezesc simțurile, vi se trezește sufletul la altceva, la altceva sau lor, evident. Și puteți visa că în momentul în care veți manifesta cu răbdare, evident, revin la mesaj, cu răbdare, cu răbdare, transformarea voastră. Vorbim de 8 de transformare. În momentul în care veți manifesta transformarea voastră, vă veți bucura de această stare, femeia de lumină, da? 4 și cu 9 înseamnă 11, da? 11 e un număr maestru. Unii dintre voi sunteți chemați la o trezire specială și această trezire specială se întâmplă și la nivel senzual, nu doar spiritual, pentru că apare frumusețea și frumusețea ține de casa lui,
casa taurului și a balanței, a relațiilor, a corpului fizic, a senzațiilor, da? Se întâmplă o transformare, da? 8D transformare și la acest nivel. Și această transformare vă ajută să vă reconstruiți cu răbdare. Asta pentru că aveți aici iar niște construcții foarte speciale, piramide, da? Foarte speciale și rezistente și spirituale. Și aici avem un templu, nu e turn, este templu. Templu este spiritual, da? Templu nu este un bloc în care se închirează spații pentru firme. Este un loc spiritual. Un loc spiritual în care se întâlnesc cel puțin doi sau chiar un grup de oameni. Și unde vreau să ajung? Această transformare implică o construcție interioară la care trebuie să participați și voi și cei la care vă gândiți sau cei pe care îi alegeți, că am zis că e nevoie de o alegere. Trebuie să lăsați în urmă umbrele, că uneori scorpionii au tendința să stea în umbră, există tendința aceasta a unor scorpioni. Și să vă concentrați pe construcția aceasta voastră spirituală, senzuală, unde senzuală, e o trezire senzuală, da? Care vă întărește acest templu interior, eventual va aduce partenerul potrivit. Din cealaltă serie de cărți, aveți visare și în seria cărților intime. Ia uite, 6 de cupe, visare, cineva visează la un sărut, visează la această trezire senzuală, da? Sensual awakening. E urmat de valetul de monede, ia uite, urmat de valetul de monede care chiar reprezintă un moment foarte senzual între cei doi. Cineva visează la acest moment. Că sunteți voi, bănuiesc că sunteți voi. Poate altcineva visează că apare semn de pământ și aici. Foarte posibil și una și cealaltă. Însă, există marcajul acesta, este Venusul. Este Venus ori în taur, ori în balanță, că apar și semne de spade. La capătul setului de cărți, nu la capătul setului, din seria cealaltă de cărți a apărut regele de monede. Nevoia de stabilitate despre care am vorbit, nevoia de autoritate. Acasă, la locul de muncă. Însă mare grijă ca această postură să nu provoace mai mult stres decât e cazul, pentru că o poziție de genul ăsta, autoritate acasă sau la locul de muncă, chiar dacă oferă stabilitate financiară, oferă și multe responsabilități și nopți pierdute și griji și stres mental. Mare grijă. Foarte posibil un semn, cineva cu planete în semnul taurului să se gândească la voi, să se gândească intens la voi, nu, să-și facă griji pentru voi. Poate voi vă gândiți la cineva cu planete în semnul taurului care are în preajmă aceste spade. Ori are în preajmă un semn de aer, pentru unii dau și varianta asta, ori pur și simplu voi sau ei sunteți stresați de o situație care ține de bani. De stabilitatea voastră, iar 4 de spade. Se așteaptă. Unii dintre voi, scorpion, probabil că vă gândiți mai mult la bani, eventual mai mult la cineva cu marcaj în semne de pământ, taur, capricorn sau fecioară, și blocați pe cineva cu marcaj în semnul leului. Pentru că se pare că acest personaj se simte singur. Visează la voi 10 de cupe, dar se simte singur. Este singură, independentă, dar trebuie să-și abține toate emoțiile, să-și controleze toate emoțiile, pentru că unii dintre voi se pare că i-ați blocat. Ca să munciți, ca să vă găsiți acest echilibru la care vă stresați, la care vă gândiți tot timpul, iar și trebuie să aveți răbdare, este foarte posibil. Sper că înțelegeți limbajul. Sper că înțelegeți limbajul. Haideți să vedem ce alte mesaje au mai venit. Femeia de lumină, am mai văzut-o parcă și luna trecută, dacă nu mă înșel. Evident că femeia de lumină nu se transformă peste noapte, chiar dacă a fost lună plină, da? Nu. E un proces. E un proces de lungă durată. Haideți să vedem ce alte mesaje mai primiți. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în Scorpion. Septembrie 2020. Odată. De două ori.
De trei, cineva vrea să mai zică, de trei ori iau-te soarele. Cu fi cineva cu marcaj înseamnă de, în semnul taurului, marcaj, nu muse leu, leoaică, poate să aibă planeta acolo, poate este un copil la care vă gândiți, poate este această trezire. Unde am mai văzut? Am văzut, da, sensual awakening. Poate să fie și o trezire senzuală, sexuală a unora, da? Da, cineva este într-un moment de decizie. Are probabil nevoie să se vindece de o situație. Da, cineva nu se poate hotărâ. Dar văd că personajul respectiv are planete în Taur, foarte mult, ia uite, Taur, 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 iar Taur. Valetul de monede, împărăteasa, asul de monede, doi de monede. Posibil, este nevoie de comunicare emoțională. Eventual să comunicați de ce sunteți între două lumi și voi, între două situații, am zis că e nevoie să alegeți. Oricum aveți nevoie de vindecare, aveți nevoie de credință, ia uite, patience, credință, răbdare, ca să puteți manifesta abundența. Unii dintre voi, eu așa simt. Că aceste monede reprezintă mai degrabă dorința voastră, pentru că am văzut casa 8-a scorpionului, a banilor. A banilor, ia uite, 4 de monede. Vă gândiți foarte mult la stabilitatea voastră financiară. De 2 ori, de 3 ori. Scorpion. Septembrie 2020. 3. Oh. 10 de spade, 8 de spade. Poate unii aveți de-a face cu cineva planete în aer. Și 2 de băte. În trecut, mari trădări, mari trădări, mari trădări. Că cineva v-a trădat, că voi ați trădat, iar variază. Dar apare acest ciclu care teoretic ar fi trebuit să fie încheiat, dar nu știu de ce, am senzația că nu l-ați încheiat. Uneori aveți 8, casa 8 a scorpionului, aveți tendința să vă faceți mai multe griji decât e cazul, să vă lăsați blocați de gânduri, de aceea ce visați un pic, încercați să visați. Sunteți încă, sau cel puțin până în trecutul apropiat, încă v-ați gândit foarte mult, v-ați gândit obsedant. Ați rămas blocați mental pe o perioadă în care ați avut multe dureri. Încă nu ați ieșit din acea perioadă mental. Chiar dacă în ultima vreme ați fost puși în situația în care a trebuit să alegeți. Evident că poate să fie și cineva în semn de foc sau semn de aer. Da, evident. Dar eu merg în continuare pe varianta pe care am început-o. Ați fost puși în situația în care a trebuit să alegeți trecutul cu obsesiile, cu durerile pe care trebuie să lăsați în urmă și o altă direcție în care trebuie să aveți răbdare, da? Visați la viitor, visați, da? Aici omul visează la un viitor, altfel de viitor. Aveți răbdare ca să-l construiți. Aveți posibilitatea, ați avut. În continuare aveți să alegeți o nouă direcție în care puteți fi învingător. Să vă creați lumea, e o lume aici. Să vă creați lumea pe care vreți să o manifestați. Unii dintre voi poate ați comunicat la distanță pe internet cu cineva și a trebuit să alegeți între o relație care v-a adus dureri de cap, trădări, suferință și o altă șansă. Dar visați un pic. Ia uite, 2 de spade, măi, 8 de, iar a vrut să se arate, 8 de monede, 5 de cupe. În continuare plângeți. Blocați. V-ați blocat inima, dragii mei, scorpioni. Unii dintre voi v-ați blocat. Nu comunicați clar cu cineva cu marcaj în semn de aer, poate nici ei, nici voi, e o ambiție a voastră. Apare semnul balanței cu 2 de spade.
Și 8 de spade pentru mine tot balanță este, printre altele. Poate fi să fie și scorpion, evident că e casa 8-a. Însă, ce mai apare semn de pământ? Eu zic că încercați să vă concentrați, iar 8-8. Pentru că încă nu v-ați vindecat, eu așa simt, încă nu v-ați vindecat unii dintre voi de o situație. Încercați să o blocați, personajul respectiv, situația, și să vă concentrați 8 pe transformarea voastră și în primul rând pe bani. Alchimia se întâmplă, alchimia voastră interioară, se întâmplă când munciți, când reușiți să creați valori, că tot au apărut monede și tot a apărut frumusețe. Poate unii dintre voi sunteți provocați să faceți artă, să faceți ceva frumos și valoros, da? Și frumos și valoros, ca să transformați. Asta e alchimia pe care trebuie să o faceți în această perioadă. În continuare, 5 de cupe. 5 poate să fie, ia uite, sub personajul cu bâtele. Poate să fie personajul, semn de foc, mai mult sau mai puțin, cu care comunicați la distanță. Personajul acesta să plângă după voi. Să plângă după un 3 de cupe, să plângă după ceva. Sau poate, evident, pentru unii că e etalare colectiv, vă dau și varianta asta, voi, ca semn de apă, încă plângeți aceste trădări. 3 de cupe, trădările, 10 de spade. Din partea cuiva. Și nu vedeți că aveți două cupe aici. Nu vedeți că aveți două cupe, aveți două băte. Da? Aveți posibilitatea să alegeți pe cineva o altă direcție. Și totuși, în continuare, plângeți. Vorba vine, poate nu plângeți, dar încă stați într-un trecut. Nu v-ați desprins de trecut, dragii mei. Nu v-ați desprins de trecut. Ia uite, 2 de 10, 10 de spade, 10 de bute. Wow, faetonul. Ia uite, 7 de spade. Zece de bute. Unii dintre voi vreți să fugiți, aveți și faetonul și 7 de spade. Vreți să fugiți de cineva cu marcaj în semn de foc. Că sunt băte, da? 10 de băte. Considerați că, zic marcaj, nu obligatoriu semn. Considerați că vă obosește. Asta pentru că în continuare, m-am uitat așa în continuare, apare un 0, da? O nebunie. După această fugă, un moment 0 și 9 de monede. Poate să vă gândiți la cineva cu marcaj în semne de pământ. Taur, fecioară sau capricorn. Foarte posibil. Da? Cu care vreți o comunicare de suflet. Pentru alții, posibil să o luați de la 0 ca să deveniți independenți. Până nu deveniți independenți, are Venus, are frumusețea, da? Frumoși. Singuri și plin de reușite, până nu deveniți independenți, independente, nu vreți să vă mai legați la cap. Foarte posibil ca să vă doriți, într-adevăr, să lăsați în urmă aceste spade și bâte, o relație, o situație, un job, evident că poate să fie și job, care v-a consumat, în care ați avut mulți invidioși, în care v-ați simțit trădați. Bine că n-ar fi asta problema pentru scorpion, că știu să se lupte, dar unii sunt și extrem de sensibili, da? Că scorpionii sunt foarte sensibili. Vreți să lăsați în urmă ceva, o relație, un job, o situație, și jobul e tot o relație profesională, da? Vreți să mergeți determinați, faetonul. Lăsați în urmă acest trecut. Acum, ideea este că șapele astea de spade nu-mi place mie prea mult. Vreți să mergeți către destinul vostru, dar într-un fel sau altul cu șapte de spade simt că fugiți. Fugiți sau amânați sau căutați strategii mentale ca să eventual să vă scurtați drumul, iar variază. Dar nu prea îmi place acest șapte de spade, pentru că în general este un trișor, este un păcălic, este cineva care fuge de ceva. Că este semnul de aer care va trăda și fuge în continuare, iar foarte posibil.
Da. Aș vrea să clarific, dar în continuare aveți la capătul setului de cărți, iau-te, Scorpionul și Taurul. Am văzut mai devreme Taurul, am văzut frumusețea, am vorbit de Taur, da? Însă, și Asul de Cupe. Și un semn de foc care rămâne oarecum, se simte singur. Se simte singur. Visează la o renaștere, la o împăcare, la o colaborare, la 3 monede, 3 peste hotare sau la un drum de peste apă, 3 de tot speră. Speră undeva. Însă, va oferi această cupă. Interesant, va oferi această cupă, acest semn de foc, dar deocamdată se simte în frig, da? Rămâne doar cu visurile în această perioadă, pentru că voi încă vă transformați. Foarte posibil unii scorpion să fie într-o relație de familie, într-un contract important. Și acest contract să devină epuizant. Da? Și pe vertical, unde este bețișorul? Da, bagheta. Pe vertical, în trecut, 10 de spade, 2 de spade, 10 de bâte. Absolut epuizant. Energetic, mental, cădere maximă. Epuizare. De-aia a zis, aveți răbdare ca să vă refaceți forțele. Aveți răbdare pentru că și faetonul are și determinare și răbdare ca să ajungă la destinul său, la stea. Că acolo ajunge stea, înseamnă destinul tău. Pe vertical, 8 de spade, 8 de monede, faetonul. Trebuie să vă schimbați mentalul, să vă schimbați valorile. Interesant mesaj. Să vă schimbați sistemul de valori. Să vă schimbați în ce direcție vă puneți focul, pasiunea, ca să puteți alimenta această determinare, ca să puteți să vă continuați drumul către destinul vostru, conform planului divin. În continuare, 2 de bâte, 5 de cupe, 7 de spade. Trebuie să alegeți. Alegeți steagul victorios. Victoria este reprezentată și de faeton. Alegeți această transformare. 8-8 înseamnă transformare. E casa voastră, dar alegeți această transformare sau rămâneți pe loc în momentul în care stați și plângeți și regretați și nu vedeți posibilitățile, opțiunile pe care le aveți chiar lângă voi. Da? Da? Rămâneți pe loc în momentul în care fugiți sau face jocuri mentale, că scorpionii uneori mai fac. Voi sau altcineva. Că cine face cu voi, evident că va primi același răspuns. Dar dacă există în continuare această energie care se joacă mental, care fuge de responsabilități, lăsați-i în pace, lăsați-i, alegeți victoria. Alegeți oamenii deschiși. Alegeți sufletele, dragii mei, care vă completează, care vă alină. Hai totuși să clarific totuși. 5 de cupe. Clarific. Ia uite, eremitul. Poate unii plângeți după cineva cu marcaj în fecioară. Dar eremitul a venit invers. Interesant. Înseamnă că sunteți după, spre sfârșit, în plină transformare. Eremitul înseamnă călătorie spirituală și călătoria asta este lungă. Ca și, cum am zis mai devreme, aveți răbdare, da? Acea transformare a lotusului, da? E lungă. Probabil că sunteți de mai mult timp în această situație. De mai mult timp unii dintre voi. Mai e un pic. Mai e un pic și ieșiți la lumină. A venit totuși eremitul invers. Posibil prin octombrie, noiembrie, Doamne ajută, să ieșiți anul ăsta din această situație. Dacă era în poziția normală, aș fi zis că în septembrie vă găsiți lumina. Dar a venit invers. Am zis, unii dintre voi poate încă mai plângeți la cineva cu marcaj în fecioară. La un suflet pereche, la un
Dezechilibru, echilibru, 6. Oh. 6 de monede, 6 de cupe, un personaj față de care simțiți foarte profund, dar care într-un fel sau altul a vrut să vă controleze acasă, 4 de băte, 4 de spade. Aici sunteți voi, regina de cupe. A fost pasiune, nu zic, când a fost regele de băte, valetul de băte. Poate aveți un copil, unii dintre voi. Dar apare un turn, o separare. Ce înseamnă 7 de spade? Clarificăm 7 de spade. Aș vrea după faieton să văd altceva. Cine face jocuri mentale cu voi, probabil că rămâne în același stadiu, n-a învățat. Trebuie să învețe să fie sincer, deschis. Și acest personaj, uite, regina de spade. Acest personaj poate să fie oriunde, la locul de muncă, acasă, în familie chiar, oricine. Poate să se manifeste ca o persoană prefăcută, mincinoasă. Ia uite, trei de spade, mami. Ia uite. Aveți grijă să nu fugiți de adevăr, să nu fugiți pentru că vă aduce și mai multe răni. Aveți grijă în ce direcție mergeți. Alegeți transformarea 8 de spade, 8 de monede și faetonul. Victoria. Da, victoria de care toți zic. Alegeți steagul victorios. Victorios. Lăsați în urmă pe cei care v-au păcălit pentru că vă vor răni în continuare. Nu și-au schimbat încă stilul. Oamenii aceia nu s-au transformat. Iar a fost un triunghi. 6 de monede, 4 de spade apare, arată iar un 3. Un triunghi. Că o fi fost la locul de muncă, că o fi fost acasă. A fost o situație neplăcută, un dezechilibru. Semn de aer, semn de pământ. Însă, hai să mai clarific. Trei de spade, clarificăm trei de spade. Prea multe cărți. Prea multe cărți. Trei de spade, clarificăm trei de spade. Ia uite, voi, că sunteți unii dintre voi care practicați aceste lucruri, ar fi păcat. Alegeți transformarea voastră, alegeți evoluția, pentru că scorpionii pot fi foarte profunzi. În momentul în care se lasă transformați de viață, de dureri, în momentul în care alchimizează, se transformă în frumusețe, în valoare, transformă în frumusețe și în valoare toate suferințele. În momentul în care faceți acest lucru, deveniți varianta voastră superioară. Până atunci, aveți parte de dezamăgiri. Nu fugiți de această transformare. Nu fugiți de această transformare. Trei de cupe. 6. Dacă alegeți transformarea, dacă alegeți să puneți capăt celor care v-au rănit, care v-au păcălit, care v-au jucat mental, deși nu prea poți să joci un scorpion, numai să fie extrem de îndrăgostit și să nu-și dea seama de prima oară. Dar când își dă seama... În fine. Alegeți transformarea, dragii mei scorpioni, chiar dacă este dură. În momentul în care faceți, vă puteți bucura de viață, de alți prieteni, de victorii, de altceva. Săriți peste, ca să... Așa văd eu, 8 de pute. Săriți peste egourile oamenilor, peste problemele financiare, săriți, visați un pic, săriți peste blocajele care apar în viața voastră, da? Conectați-vă la oamenii care vă simt, care vă dau stabilitate, cu care puteți să vă bucurați de viață. Visați un pic. Ar mai trebui să mai clarific de nu știu câte ori, dar vreau să fac un pic și din viața voastră intimă. Scorpion, soare, lună, Venus, ascendent. Mă adunat din Scorpion. Septembrie 2020. Trei cărțulii.
Sunt prea multe, dar văd o aventură. O pasiune nebună. Ok, ia ce frumos steaua. Vindecarea voastră, dragii mei, am vorbit de alchimie. Transformați-vă mental, transformați-vă valorile. Da? Valorile acestea trebuie să fie frumoase. Și în acest fel veți avea victorie, veți avea puterea, vă alimentați, da, cu acest foc, carul, faetonul, ca să puteți călători, că ți-am zis că faetonul călătorește către stea. Ia, uite, a apărut steaua. Către personajul care vă este predestinat. Și apare aici. Posibil că visați la acest personaj, poate că și există, însă, ce vreau să spun, că steaua în acest context, mai ales intim, există cineva cu care vă puteți vindeca din punct de vedere sexual. Evident, personajul acesta vă este predestinat. Hai să mai vedem. Șapte de bâte. Imediat să vă și a treia carte. Oh! Mai, au venit două cărți. Două cărți. Trei de spade și cavalerul de cupe. Aici sunteți voi. Dar apar și dezamăgirile. Oh! Regele de spade. Roata norocului. Ia uite, asul de monede și faetonul. Vreți să schimbați un parteneriat? Cine încearcă să se atingă de voi într-un mod atât de distant, evident, da, cum face regele de spade, evident, n-are nicio șansă. Nu știu, eu așa știu, că scorpionii nu pot să aibă asemenea atingeri, nu pot să aibă asemenea moment. De fapt, ăsta nici nu moment de intimitate. Cine probabil s-a comportat așa la un moment dat, în preajma voastră, cu siguranță n-are cum să se comporte. Din acest motiv apare roata norocului. Probabil că acest personaj v-a trădat, pentru că apare trei de spade, foarte posibil că v-a trădat. Foarte posibil că n-a putut să se conecteze emoțional cu voi și a căutat doar plăceri de moment, distante. Dacă există acest personaj, lăsați-l în pace. Vindecați-vă cu altcineva, dragii mei, pentru că apare vindecare. Da? Aici vă simțiți și mental și emoțional unul pe celălalt, evident, și fizic. Sensual awakening, da? A apărut mai devreme, trezire senzuală. Aici este steaua. Cine are asemenea comportament în viața intimă, cu siguranță n-are cum să devină partenerul vostru. Orice planete ați avea în scorpion. În acest motiv apare roata norocului. Schimbați acest gen de energie și în momentul în care schimbați, aveți parte de parteneri stabili, senzuali, da? Care vă țin în brațe, nu care vă tratează cu ce? Vă țin la distanță, da? Vă țin în brațe. Cu care, ia uite, faetonul, vă găsiți stabilitatea, protecția care vă protejează. Puteți merge, explora, asta face faetonul, după cum vedeți, multe alte aspecte în viața voastră intimă. În continuare, aici, ce aveți? Steaua șapte de bâte. Trebuie un pic să vă luptați pentru acest partener care vă este predestinat, sau poate ei trebuie să lupte pentru voi, pentru că în acest moment... Cavalerul de cupe, voi semn de apă, sunteți cam răniți din cauza acestui triunghi. Am văzut, da? Există și aici triunghi amoros. Foarte posibil, foarte posibil cineva cu marcaj, zic, nu zic musai zodie, cu marcaj în semn de aer. V-a pus în această situație și scorpionii sunt geloși, n-au cum să reziste, n-au cum să accepte. Vindecați-vă cu acest partener, nu cu cei care v-au rănit. Exact acest partener care vrea să vă cucerească. Cineva cu marcaj în semnul leului, al berbecului sau al săgetătorului. Marcaj, zic, ca să înțelegeți bine, planete. Apare și aici, da? Cu care puteți avea, zic eu,
victorie. Măcar din punct de vedere intim, acest personaj vă poate aduce multă alinare, satisfacții emoționale, sexuale și, evident, și mentale. Cineva visează la voi. Ia uite, Dream a Little, încercați să visați și voi la ei. Visează cum vă va cuceri, cum vă va satisface. Foarte posibil, foarte posibil, așa simt, că cei cu planete în Scorpion, în acest moment, ei sunt cei vulnerabili. Da? Pentru că Scorpionul reprezintă energie feminină. În acest motiv, în acest moment, așa o văd. Pe doamna din această poză o văd ca pe posesorul de planete în Scorpion. Vulnerabilă, dezamăgită. Da? Dezamăgită de acest triunghi amoros, de aceste situații. Acum mare grijă dacă nu cumva, pentru că este și acest potențial. Dacă toată această poveste predestinată, foarte frumoasă, aveți mare grijă să nu vă pună iar într-un triunghi amoros pentru că ați mai trecut și nu mai vreți să treceți prin așa ceva. Cam atât deocamdată. Cam atât deocamdată. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Numai bine. Ciao, ciao!